Degeată cred că s-o rog. Am cu ce-ți m-am prins cu copii. Am cu ce-ți m-am uite pe Petreu. Fugiți de pe Petreu. Eu mă văd tu. Care an, așa e obișnuit, se facă botezul Domnului. Mâine e botezul Domnului. Acum se face la 12 să vedem care vânt se botează. Acum se botează vântul Dunăreanțu. Dunăreanțu e un an bogat. Înseamnă că e un an bogat. Dunăreanțu, vântul. Dar valorați în fiecare an aici? În tot anul ne adunăm, da, la 12 acum. Și cântăm în Iordan și... Ce să vă mai spun astea? Sfinții sunt noi de aici, de la Valea Satului, de la noi de aici, așa. Asta e. Vin părinții de acum, cântă. Maule, vă mulțumesc! Veniți în fiecare an? Da, în tot anul vinim aici, așa, la Valea. Să sfințim apa. Da. De-aia te-a ajutat acum. Această seară am venit ca să aprindem focul și ca să luăm apă sfințită. Vin fiecare an sau cu prima dată? Da, în fiecare an. De ce v-ați adunat în seara asta? De ce v-ați adunat în seara asta? Ne-am adunat toți astăzi aici să se boteze un vân. Venim aici în fiecare an din bătrâni pentru a lua apă sfințită. Ai fost și anul trecut? Da, vin în fiecare an. Cum te numești? Ana. Bună seara! Bună seara! De ce v-ați adunat la miezul nopții? Ne-am adunat în această seară aici pentru că din tradiția bătrânească ne spune că în această seară se deschid cerurile și ni se vor îndeplini dorințele, dacă credința este mare, dacă credința mută munții. De ce faceți focul? Focul este tot o tradiție din bătrâni, să alungăm ce a fost rău până acum, să ardem, să rămână cei nou și bun. De ce v-ați sunat, doamne, la miezul nopții? E seara bobotezei, se zice la noi din bătrâni, un morar bătrân fusese la moară. L-a prins ora 12 și a zis să întrerupă măcinișul. Văzând, mergând pe drum și văzând, observând el vântul care bate, de atunci a rămas tradiția că se botează vânturile. Vântul, ce ne spune? Spune cum va fi vremea peste an. Ce să zicem? Tradiție. Vin în fiecare an, sătenii? Vin în fiecare an, tot mai puțin că așa sunt. Ne-am adunat în seara asta pe Valea Satului, la Șoputul Vechi, să vedem care vânt se bocează, că în funcție de cum se bocează vânturile, o să fie și anul care urmează.
dacă face vântul mare, o să fie anul bun anul ăsta și sperăm că vântul ăsta se bate. Mi s-a arătat că glasul părintelui a mărturii se țâie. Fiu iubit și de porom adeverit, întăria cuvântului. Ce ți-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule, și nu mi-ai luminat mâinile țâie. Senior Dan, mi s-a arătat că-i glasul părintelui a mărturii și ție. Fiu iubit pe tine, domindu-te, și Duhul închidă porom a adeverit întăria cuvântului. Ce ți-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule, și lumea-i luminat mările ție. Închinarea treimii s-au arătat, că-i glasul părintelui a mărturii se ție. Fiu iubit pe tine, numindu-te, și Domnul închide porunc a adeverit întăria cuvântului. Ce te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule, și lumea-i luminat mărire ție. Nu mă găsiți ca pe ești rămâne. Nu mă găsiți. Haide. Nu mă găsiți. Doamnă, ce vă spălați? Așa trebuie, așa e tradiția. Să fim sănătoși tot anul. De ce v-ați spălat, doamnă? De curățirea tuturor relelor, păcatelor, spre ajutor cerem Tatălui Ceresc ajutor din plin. Asta se înseamnă că o să fie un an bun. An ploios și bogat. Dar de ce v-ați spălat la râu? Ne-am spălat de boli, să fim curați, să fim anul ăsta sănătoși, luăm apă acasă, ducem la cei care n-au venit, dăm pomii, dăm la animale. Thank you.
Nu, dar n-ai mai fi, e de-a prins.